Poliția de frontieră anunță că începând din această dimineață de la ora 6, la granița română-ungară sunt deschise 10 puncte de trecere a frontierei. Este vorba despre Petea și Urziceni în județul Satu Mare, Valea lui Mihai, Borș și Salonta în județul Bihor, Vârșand, Turnu, Nădlac 1 și Nădlac 2 în județul Arad și Cenad în județul Timiș. Pentru fluidizarea traficului în punctele de frontieră și pentru a veni în sprijinul persoanelor care nu se deplasează cu mijloacele de transport personale, tot de joi și tot de la ora 6, sunt operaționale pe teritoriul Ungariei, în regim permanent, două culoare de tranzit pentru transportul persoanelor cu microbuze ori autocare cu intrare în România prin punctul de trecere a frontierei Nădlac 2, autostradă și Borș. Intrarea în România prin cele 10 puncte de frontieră se realizează în regim permanent, 24 de ore din 24, cu respectarea condițiilor legale dispuse în contextul pandemiei, respectiv controlul specific la intrarea în țară, completarea declarației pe proprie răspundere și efectuarea triajului epidemiologic de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, în vederea stabilirii măsurilor obligatorii de izolare ori carantină la locuință, după caz, carantină instituționalizată. Pentru informații privind situația punctelor de frontieră deschise traficului internațional, dar și pentru evitarea timpilor mari de așteptare de la granița dintre România și Ungaria, Poliția de Frontieră face apel către cetățeni să consulte comunicatele oficiale și aplicația Trafic Online, disponibilă pe site-ul Poliției de Frontieră.